La mulți ani, dragi tovarăși, că astăzi este 1 iunie, ziua internațională a copiilor, prima zi calendaristică de vară și afară e mai frig ca în februarie. Deci am avut zile în februarie mult mai calde ca ziua asta de 1 iunie. Cine știe, poate la voi, în celălalt capăt al țării pe unde locuiți față de mine, este o vreme mai bună. Ia scrieți în comentarii din ce zonă sunteți și cum e vremea la voi astăzi de 1 iunie. Că tot este ziua internațională a copiilor, m-am gândit să fac un videoclip despre ce urăsc toți copiii, de fapt și adulții, dar în special copiii, și anume școala. Am primit destul de multe comentarii și mesaje legate de seria de Fruntea Sus să fac niște videoclipuri legate de stresul școlii. Am discutat nițel despre bullying, dar n-am discutat și despre restul problemelor din școală, și anume materie de căcat, profesori comuniști și un stres pe care mulți nu vi-l doriți. Așa că vom începe cu un mare factor de stres pe care îl puteți elimina destul de ușor, și anume rudele sau prietenii de familie care vă cicălesc într-una. Sunt sigur că voi, după ce ați trecut de la clasele 1-4, când erau calificative cu bine și foarte bine, și ați ajuns la 5-8 și la liceu cu note de la 1 la 10, sunt sigur că mamele voastre vorbeau între ele, sau părinții voștri în general și bunicii vorbeau între alte rude, alți vecini, ziceau într-una: fată, vecine, copilul meu are 10 la chimie, la fizică, al meu are 10 la sport, și așa mai departe. Ei se laudă cu ce fac odraslele lor și nu cu ce au făcut ei toată viața. Sau mai aveți genul ăla de prieteni de familie, vecini, rude care mai vin la voi, vă întreabă, deși voi sunteți mici, sunteți clasa 5-a sau a 6-a, dar abia ați trecut și voi la, nici nu știu ce se mai predă prin clasa 5-a sau a 6-a, la geometrie și la asta, și vă întreabă deja ce, nu ce liceu vreți să faceți, ce facultate vreți să faceți, vă întreabă de atunci. O chestie foarte stupidă, să iei o decizie atât de importantă la o vârstă fragedă. Mâine, pui mâine, poți să te răzgândești imediat. Te întorci 180 de grade către altă materie. Mi se pare o tâmpenie să întrebi un copil mic de chestii de genul pe care le... chestii, cum să spun, care urmează de-abia peste vreo 10 ani încolo să le practice. Dar, în fine. Deci, sunt sigur că aveți genul ăsta de persoane care nu vă întreabă de sănătate sau cum vă simțiți voi, vă întreabă de chestia asta. Voi spuneți că vă place ceva anume, vreți să vă duceți pe un anume domeniu și încep să vă facă să vă țină teoria chibritului, că domne, că nu-i bine, trebuie să te faci inginer, că pe vremea așa era și așa mai departe. Și culmea, persoanele alea care vă fac vouă teoria chibritului, care vă dau sfaturi inutile, care, cum să spun, ei știu domne mai bine, în general, acei oameni sunt vai de morții lor. Sunt sigur că aveți vreo rudă, vreun unchi care e, să zicem, nu știu, paznic în supermarket sau muncitor pe șantier, dar de la salahor, de știe doar să dea cu bormașina și să care balastul la roabă, ăla vă dă vouă sfaturi de viață. În fine, încercați să rupeți legătura cu aceste persoane, vă vin musafir, nu știu, ascundeți-vă în baie mai mult, faceți ceva, încercați să stați cât mai departe de genul ăsta de rude care, sau prieteni de familie care sunt de-a dreptul inutili. Nu vă mai petreceți timpul cu toate persoanele astea din anturajul părinților cu care voi n-aveți nicio treabă, pentru că o să vă pierdeți timpul, o să vă enervați. Încercați să vă petreceți timpul cu prietenii voștri, cu colegii voștri. Cel mai bine, când știi că urmează să vină niște rude la tine pe care nu le suport și nici măcar nu-ți dau și ție niște bani, fugi la un prieten ceva, ieși în parc, încearcă și tu să faci ceva, să nu stai atâta cu acele rude libidinoase pe care nu le suportați. O altă chestie pe care vă recomand. Dacă aveți neamuri pe FB, dați-le bloc, ștergeți-le de acolo, spuneți-le că vă așteați Facebook-ul și gata. Ca mică paranteză, când eram clasa 7-a sau 8-a, parcă mă punea mama să intru mereu să văd ce mai fac, ce roda cu tare, roda cu tare, să le dau mereu mesaje de Crăciun, de Revelion. Acum de nu le-ai dat cu tare mesaj, că ne-au dat și eu odată. Până la urmă eu renunțasem o perioadă la social media și am scăpat de tot stresul ăsta. Și nici nu mă interesa, sincer, de acele persoane. În fine, desfatul meu, încercați să rupeți legătura cu prietenii de familie ai părinților voștri cu care voi n-aveți nicio treabă. Că până la urmă sunteți copii și trebuie să vă petreceți timpul cu cei de vârsta voastră, nu cu bătrâni de 50 de ani în sus pe care voi nici nu-i suportați. O altă problemă care cauzează foarte mult stres în ceea ce privește școala sunt profesorii care sunt în urmă cu noile generații și noile timpuri, adică înapoiați și comuniști. Poate ați avut și voi profesori care în anii trecuți, înainte de pandemie, nu suportau ideea să ai telefon, să ai tabletă și așa mai departe. Aveam eu profesoară aici la țară care nu suporta ideea să ai laptop sau ceva de genul la 12-14 ani. Și acum
se chinuie toți acești profesori în urmă cu tehnologia, se chinuie să ne predea. Căci că, domne, tehnologia nu-i bună, aș lua internetul și l-aș arunca. Na că v-ați luat-o acum peste nas. Karma, ce să mai? Și sfatul meu este să nu mai puneți botul la ce zic profesorii, pentru că sunt doar niște... Unii dintre ei, nu toți, că sunt și profesori de treabă, dar să știți că mulți dintre ei sunt doar niște... Niște comuniști care sunt ofticați pe viața lor. Eu unul nu prea sunt impresionat dacă cineva este profesor. De exemplu, cel puțin profesorii de materii importante, în ghilimele, care sunt doar niște umpluturi, faci o materie 4 ani de zile în plus ca să nu te ajute cu absolut nimic. Profesoara mea de mate din liceu avea tactica pe care sunt sigur că și alte profesoare o fac. Nu doar de mate, ci și de biologie, de română, de fizică, probabil, și anume să vă lase corigenți ca să faceți meditații cu acea profesoară și să îi dați în fiecare săptămână 50, 60, 70 de lei, depinde cât cere. Să știți că această treabă cu meditațiile este ilegală, pentru că nu se plătește nimic, niciun impozit pe venitul acela statului. Deci, practic, fac bani ilegal. În alte țări există firme de pregătire de asta, de meditații, cum se zice la noi. La noi nu. Profesorii lasă elevi corigenți ca să facă pregătire cu ei și le iau banii. Ca idee, vreo 15 inși de la mine din clasă, din vreo 30 sau câți dracu erau, că nici nu mai știu, făceau pregătire cu profa asta. Deci numai de la noi își lua aproape 1000 de euro și aia preda pe la mai multe licee și mai multe școli. Bravo, e ce să zic, s-au umplut de bani. Bine, acum nu toți profesorii cred că fac asta, dar părerea mea este că sunt niște spălători de bani și ar trebui trași la răspundere profesorii care practică această metodă. Inclusiv pe mine m-a lăsat corigent că eu nu făceam pregătire cu ea. Că cam aș pe nasul ei de comunistă. În fine. Deci aveți mare grijă cu profesorii ăștia comuniști. Dacă vă încalcă drepturile, luați măsuri. Am să vă las undeva pe lângă capul meu pe aici un videoclip despre abuzurile din sistemul de învățământ. O să vă fie util. Și sfatul meu, dacă un profesor devine agresiv cu voi, nu aplecați capul ca să vă ia la palme sau așa mai departe. Ripostați și voi cât de cât. Acum nu zic să vă luați la bătaie cu ei. Dacă vedeți că un profesor întinde palma la voi sau ceva de genul să vă lovească, pune și voi contra, feriți-vă sau luați-l așa de mână să se potolească. Eu așa făceam dirigintelui meu. Bine, ăla era și prost. Dar asta este altă parte. Țin minte că el avea obiceiul să ne dea așa cu cât un șpiț în tibie să ne lovească și eu i-am pus toată piedică să pice nas. Mi-a făcut ceva după? Nu mi-a făcut nimic. Din contră. Deci s-a potolit. Nu mai era așa miștocar cu mine. L-am potolit eu la faza aia. Alții mai mari ca noi, când eu eram a 9, veneau alții de a 11, a 12, se suiau în cârca lui. El la un moment dat stătea pe o bancă, se uita așa pe catalog să ne pună absențe și a venit unul și a dat cu mâna peste ouă și făcea: domnul profesor, vă țineți bine la vârsta dumneavoastră. Ăsta beliște niște ochi cât capul nu știa ce să facă. Și apoi își vărsa nervii pe noi, țipa toată ziua. Și noi ce făceam? Ne băgam picioare în ora lui și stăteam pe bancă să vedem ce ne mai face. Așa că dacă aveți parte de profesori de ăștia proști, încercați să nu fiți niște oi din turma lor și nu mai puneți botul. La fel, că tot vorbim de oi și de turmă, atenție cu pupincuriștii clasici, că sigur aveți niște colegi care sunt turnători la cei mai comuniști profesori. De exemplu, în cazul meu, aveam o muistă, că altfel nu pot să-i spun, care, cum să spun, noi aveam un profesor care era handicapat. Nu știa să predea, scria o tablă întreagă și apoi ștergea, ne zicea: tăiați că am greșit eu ceva aici, eu sunt inginer, eu deduc singur formulele. Sau ce dracu zicea ăla când avea habar pe ce lume trăia. Mai și puțea tocan animalul dracu. În fine, deci acel profesor pur și simplu n-avea habar de materia lui, el doar mai stătea câțiva la catedră ca să își ia ceva mai mult la pensie sau ceva de genul, dar n-avea pic de treabă cu matematica. Și o proastă, că altfel nu pot să-i spun, turnătoarea la securitatea clasei noastre, într-o zi când era mai multă gălăgie, pentru că totuși e gălăgie, mai ales dacă e un profesor care n-are habar să predea, stă așa și se scarpină invers, uită la tablă, automat copiii își pierd interesul și mai vorbesc între ei sau ceva de genul timpul orei. Și asta ce a făcut? Când vine să o înjur acum, a luat telefonul, a sunat pe dirigul și a pus telefonul pe masă ca să audă că era gălăgie la oră, domne. Și când vorbeam de profesorul ăla că nu știe să ne predea, o ia pe asta: ia zi, fata mea, tu cum de ai note mari la materia asta cu dumnealui și ei nu?
Și cum de tu poți să înțelegi ce zice? Ea care puii mei, copia de-o găseau toți dracii, ne-am văzut eu când copia, cu penarul și cu foițe, cu copiuțel sub penar. Făcea, sunt atentă la oră, păi vedeți că se poate și... Da, ce să mai, omul este, altfel nu pot să-i spun. Aveți grijă ce colegi din ăștia aveți care sunt turnători, nu-i mai țineți în anturajul vostru, nu mai vorbiți cu ei, ignorați, nu-i mai băgați în seamă că până la urmă ajungeți voi să ziceți ceva despre un profesor că nu-l suportați, că e un nenorocit sau ceva de genul și după aia vă treziți că ăsta, colegul la turnător, vă bârfește. Mare atenție cu colegii care sunt niște șerpi pentru că o altă dovadă că, cum am zis și într-un videoclip de anul trecut, a rămas ca acum 30 de ani comunismul în școli, există turnătorii pentru profesorii aia securiști. La fel, ca să nu aveți probleme cu anturajul, că unii spuneți că vă mai chinuie unii colegi, că vă obligă să fumați sau ceva de genul, cel mai bine, nu vă mai petreceți timpul cu colegii ăia și gata. Nu mai ieșiți tot timpul cu ei în pauză, ieșiți mai târziu să nu vă intersectați pe hol sau ceva de genul, nu vă mai duceți cu ei afară când ei fumează ca să nu vă mai streseze să fumați și voi și așa mai departe. Încercați să vă găsiți niște prieteni mai ca lumea de pe la alte clase și stați cu ei de vorbă pe hol și așa mai departe. Cum să spun? Nu trebuie să fiți plăcuți de toată lumea. Mai bine vă căutați 2-3 colegi cu care vă înțelegeți mai bine, fie din clasă de la voi sau din altă clasă, decât să încercați să fiți prieteni cu majoritatea colegilor care, cum să spun, vă învață numai la prostii. Da, evitați cât mai mult să socializați cu prea multă lume pentru că nu o să vă fie benefic deloc. Și dacă aveți parte de bullying, am mai făcut niște videoclipuri pe tema asta, ce să faceți dacă aveți colegi de ăștia bătăuși. Și cel mai bine, vă mai spun iarăși, dacă este careva nesimțit cu voi, părăți-l că nu este nicio rușine să vă apărați integritatea. Apropo, mi-am amintit, am primit un comentariu acum câteva săptămâni, parcă Andril Kebab ăla sau ceva de genul, care mi-a scris că, domne, ăsta în clasa 5-a batjocora profesoara de religie, satanism, nu știu ce. Vă dați seama, un copil de clasa 5-a poate să batjocorească o femeie în toată firea. În fine, nu știu ce era cu omul ăla, cât de troll putea să fie, dar îmi place că unii aveți imaginație incredibilă. În fine, un alt sfat ca să puteți să treceți mai ușor peste stresul anilor terminali, pe lângă ce v-am zis eu, încercați să evitați să mai puneți botul la ce zic fosilele astea comuniste și rupeți legătura cu rudele și prietenii de familie care n-au nicio importanță și vă zăpăcesc de cap și vă strică vouă moralul. Probabil că unii părinți vă mai zic, bă, nu înveți pentru mine, înveți pentru tine când e o notă mare și când nu e o notă mare zice, ăla de ce poate și tu nu poți? Și așa mai departe. Sfatul meu este într-adevăr, învățați pentru voi, decât să tociți, să aveți 10 pe linie doar ca să se simtă bine părinții voștri și să vă laude, mai bine vă maxați pe cât vreți voi și cel mai bine, mai ales dacă sunteți la liceu, punctați-vă, targetați materiile de examen, de bac și atâta. Nu vă mai stresați cu toate materiile de căcat, că și așa. La liceu poți să ai 5 pe linie la tot ce ai trecut, n-ai treabă cu medie sau ceva de genul, nu-ți trebuie nicăieri media generală. Și, da, nu vă stresați să luați 10 pe linie nici la examen, mai ales dacă nu vreți voi și știți că nu puteți să luați 10, învățați de cât puteți voi să luați, de cât vreți voi, că voi știți mai bine ce vreți. Și când faceți alegere, mai ales pentru ăștia care sunteți de liceu și terminați, când vreți să vă duceți undeva, duceți-vă că vreți voi, nu că vă zice X sau Y. Și la fel la licee. Nu vă duceți la ce licee vor, pardon, la ce profile vor părinții voștri, că știu ei, domne, că la mate info cel mai bine. Bă, mergeți unde vreți voi, ca sfat. Dacă nu vă place matematica, și sunt sigur că multora nu vă place matematica, mergeți la profile de uman, că acolo e viață ușoară. Dacă vă place istoria și geografia, mergeți la uman, că acolo e viață de viață. Așa, și pentru cei care termină anul ăsta e tot cu liceu și vreți să mergeți mai departe, mergeți unde vreți voi, nu unde vă zic alții. Că și așa, la cât s-au făcut ingineri sau ceva de genul, vezi, domne, că țara asta e plină de avocați și de doctori peste tot unde vezi cu ochii pe stradă. Băi, faceți ce vreți voi, că e viața voastră, nu viața lor. Luați voi deciziile, nu-i lăsați pe alții să ia decizii pentru voi. Cam asta a fost și videoclipul. Mi-am dorit de mai de mult să fac video despre tematica școlii, mai ales că am terminat-o de mult și mi s-a părut cea mai neagră parte a copilăriei mele, mai ales liceul, pur și simplu
Nu regret o secundă că s-a terminat. Poate alții cine știe. Într-adevăr, vă este dor de școală sau ceva. Dar mie nu mi este dor de absolut nimic. Și acest mesaj las și în viitor să-l văd și peste 5 ani să-mi amintesc de părerea pe care o aveam. Mi s-a mai spus mie, lasă că o să plângi după clasele mici, o să plângi după generală, după liceu. Uite că nu regret niciuna dintre ele. Mai bine că am scăpat de ele și poate cine știe, poate am avut eu o viață mai grea, poate la voi școala și liceul sunt mai faine, cine știe. Da, eu unul nu o să devin nostalgic sau ceva de genul și nu o să mi se facă dor de ele. Pentru că unii uitați, de fapt nu doar unii, majoritatea oamenilor uită de chestii nasoale și își amintesc doar de chestiile bune și de-aia au impresia că în trecut era mai bine. Da, eu din păcate am memorie de elefant și mi-amintesc destul de bine mai toate necazurile pe care le-am avut de-a lungul vieții mele, nu doar din școală, de aceea m-am hotărât să fac această serie intitulată Fruntea Sus. Găsiți playlistul la prima pagină de pe canal. Aveți vreo 5-6 videoclipuri tot așa bazate pe bullying, anxietate și așa mai departe. Videoclipuri care am văzut că au fost destul de apreciate de voi. Foarte mulți mi-ați mulțumit pentru seria asta pe care o fac și mi-ați spus că sunt foarte utile acele videoclipuri. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care și-au luat membru, cei care se uită cu YouTube Premium. Dacă vă luați membru, vom vorbi pe toate rețelele de social media. Am să vă dau eu follow și ad peste tot. Și dacă vă luați grad de la Gopnik în sus, adică gradul de 9,99 sau cel de 14,99 sau cât este, veți vedea vlogurile înaintea celorlalți. Deja am două vloguri pe care le văd doar membrii până ce o să le postez publice. Mai durează niște zile până o să le fac publice și cam așa o să fac. Cine are membru de la 10 lei în sus, o să vadă vlogurile cu minim 3, 4, 5, poate chiar o săptămână înaintea celorlalți. Cam ăsta a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut. Dacă aveți vreo problemă, ceva care vă stresează sau vă cauzează o ușoară depresie, puteți să-mi lăsați un comentariu sau să-mi dați mesaj privat oriunde, pe Instagram, pe pagina de FB, pe Discord, pe orice. Sunt aici ca să vă ajut. Și ce să mai. Baftă tuturor celor care sunteți în ani terminali. Din nou, la mulți ani tuturor copiilor și aveți grijă de voi. Ciao les!